Și acum primești cheia muzicală. Da, se desfurubează foarte frumos. Ce înseamnă cheia muzicală? Da? E o cheie, cheia sol. Da? Unde e sol, se face desenul și aia e cheia. Runele tale, ale mele, ale tale, sunt cărările cu stele, le avem altfel. Cheia muzicală, ce înseamnă? Acces la sunet. Da? Cu asta așa faci, numai așa. Ea face așa, cu aia lucrezi, cum am zis, așa, da? Energetic, energetic, dar trebuie să ai și în mână să simți, da? Am mai zis. Una flutură și alta ține contra, știi? Când lucrezi și invers. Trebuie să fie cu o culoare și cu alta și, știi? Să strălucească, să fie dintr-un fel. Ce tare! Da, ai înțeles. Și ai senzația că faci așa, că faci așa cu ea, știi? Adică faci numai așa, știi? Ca și, nu știai de ce făceai așa la început, știi? Făceai. Tu deja lucrai cu cine lucrează cu mâinile, o să înțeleagă pe parcurs. Cheia sol, așa. Ai acces la sunet, nu să descânți, să vorbești, să așa. Dar ai acces la sunetul din lume. Băzâitul florilor, era să zic. Mirosul florilor, da, da, e muzica. E muzica din senzorii de afară. E căldura soarelui, e cheia sol, le ține pe toate, toți senzorii împreună. Acolo era, da. Și acum ai să auzi foșnetul frunzelor, da? Vântul ai să-l auzi, păsărelele ai să le auzi, ai să, da? Mai ții minte săritura cuantică și la un moment dat erau departe păsările. Tu erai aici, păsările departe și auzeai așa. Auzeai bătăile aripilor. Le ai, da? De-abia acum se ancorează ca și dar divin. Să auzi de la, da? Tu prinzi, tu ai senzorii pentru radarul ce era avioane care, știi, care se auzeau, erau prinse avioane. Ale tale sunt dinăuntru tău. Vu, vu, vu. Și știi. În clipa asta, la ora asta, zboară ceva, da? Și închizi energetic. E simplu, e înveți, e... Da. Așa s-a trăit, n-am știut noi, învățăm acum. Ăsta e pământul tău și laperi. Cum poți și îl trăiești și îl, da? E, are și flori și mâncare și armă energetică și lupte energetice și tot ce vrei, distrează.